Debutanții în afaceri pot accesa fonduri nerambursabile. Astăzi s-a deschis o nouă sesiune de înscriere online pentru programul privind stimularea înființării și dezvoltării micro-întreprinderilor de către întreprinzătorii debutanți în afaceri. Aplicația de înscriere a devenit inactivă ieri, dar s-a decis prelungirea acesteia în intervalul 31 august, ora 10. 14 septembrie, ora 20. Prin programul SRLD, beneficiarii eligibili primesc o valoare a alocării financiare nerambursabile de maximum 50%, dar nu mai mult de 45.000 de lei pentru fiecare beneficiar. Contribuția proprie poate fi asigurată din fonduri proprii sau credit bancar. Economia maramureșană este pe plus. Producția industrială realizată în primele șase luni ale anului a crescut cu 14%, comparativ cu perioada corespunzătoare a anului precedent. Fabricarea mobilei deține o treime din totalul cifrei de afaceri, în timp ce fabricarea echipamentelor electrice reprezintă un sfert din totalul producției județului. Și unitățile de prelucrare a lemnului contribuie la cifra de afaceri totală cu 12%, în timp ce industria alimentară cu 6%. Industria confecțiilor este pe ultimul loc privind ponderea în economia județului. 32 de persoane au susținut astăzi la sediul ISU Mureș examenul de absolvire a cursului introductiv de prim ajutor medical destinat voluntarilor care vor să participe la intervenții în situații de urgență. Candidații au fost examinați atât la proba teoretică cât și la cea practică. Înainte de a intra în acțiune alături de salvatorii profesioniști, voluntarii cu vârste cuprinse între 17 și 51 de ani vor mai parcurge un program de pregătire în cadrul subunității Isu Maramureș, pentru care a optat. Abia apoi, după ce vor fi evaluați din nou de către o comisie alcătuită din profesioniști, voluntarii vor primi undă verde pentru a participa la intervenții. Proiectul Salvator din Pasiune, derulat în premieră de către Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, urmărește susținerea activităților de voluntariat cu scopul implicării și responsabilizării civice a cetățenilor.